Ne pregătim de școală și am cumpărat un stilou, mai multe caiete de română, de matematică, de biologie, de geografie, pensoane, cerneală, acuarele, creioane colorate, strictul necesar pentru începutul de an școlar. La toate acestea adăugăm un ghiozdan, încălțăminte sportivă, echipament sportiv și, bineînțeles, haine pentru școală, uniforma școlară. La final, tragem linie și scoatem din buzunar peste 350 de lei pentru un școlar. Începutul de an școlar îi lasă cu buzunarele goale pe părinții care au copii la școală. Pentru cei din clasele primare se cheltuie cel mai mult. Pentru o fetiță la școală, un set de pensoane, o gentuță, două perechi de pantalonaș, șosetuțe, un corector, strict necesar. Strictul necesar. Da. Caiete, nu? Caiete deocamdată mai avem. Mai avem, da. E costisitoare pregătirea asta pentru școală? E costisitoare, că ea este foarte greu de bani, că sunt și scumpe, și suntem de la țară. Da, și luăm și noi ce putem. Deocamdată e mai puțin, nu e chiar așa mult. Adică, cam cât? Ce înseamnă mai puțin? Cum să zic eu, cam 3 milioane, 4 milioane, că mai luăm pe parcurs, nu toate odată grămadă. Cam ce trebuie să cumpărați pentru școală? Încălțăminte, îmbrăcăminte, caiete, rechizite, tot felul, ghiozdane. Cam cât credeți că veți cheltui? Să vedem. Din experiența anilor anteriori? Să vedem. Sunt bani pentru școală? Nu prea sunt. Scumpi toate și... Faceți cumpărături pentru școală, vă? Da. Aveți coșul plin. Cam ce ați cumpărat? Caiete pentru copii, pentru de școală. Și trebuie. Și mai ieftin și mai găsim. Cum vă orientați? După ce le place lor sau după prețuri? După plac și lor și prețuri. Indiferent în ce clasă au copiii, părinții știu că li se va subția bugetul în prag de an nou școlar. Mai dă-l ceva? 186 de lei și 95 de lei. În funcție de magazin și calitatea produselor, prețurile diferă. Un caiet de 48 de file costă între 65 de bani și 1 leu. Un stilou variază de la 2,50 la 30 de lei. Creioanele colorate au tarife de la 1,50 la 15 lei. Pentru penar se scot din buzunar între 5,50 și 35 de lei, în timp ce un ghiozdan costă între 20 și 100 de lei.